Are România în suflet, dar Canada a ajutat-o să ajungă la Jocurile Olimpice. Alexandra Ianculescu este patinatoare de viteză și a ajuns la Pyeongchang pe cont propriu. A strâns bani ca să se poată antrena, face reclame, scrie cărți de bucate și este și frumoasă. Antrenorul ei, Greg Plannert, o ajută să-și împlinească visurile și a lăcrimat emoționat când a fost întrebat cum este să reprezinți România la Jocuri. Un reportaj exclusiv TVR Sport de la Pyeongchang. Sunt o patinatoare de viteză din Sibiu. Îmi place să desenez, să pictez, să gătesc și sunt veselă tot timpul. Alexandra s-a născut la Sibiu, dar a plecat cu familia în Canada la 10 ani. A trăit o vreme la Toronto, apoi s-a mutat la Calgary pentru a se antrena. Acolo l-a întâlnit pe Greg Plannert. Omul a văzut în ea o viitoare campioană și a ajutat-o de multe ori fără condiții financiare. În 2015 a fost campioana Canadei la sprint. Vis împlinit de când aveam 10 ani, țin minte că am întâlnit-o pe Katrina Lemaydon, care e campioană olimpică de 2 la 500 metri. Și țin minte că ne-am întâlnit și i-am spus că o să merg la Olimpiadă într-o zi și o să ne întâlnim acolo. Și chiar ieri am văzut-o și am făcut o poză cu ea. Urcușul spre topul mondial s-a oprit o vreme din cauza sindromului de supraantrenament, iar revenirea e grea, recunoaște Alexandra. Cel care a avut grijă de ea a fost Greg Plannert. Împreună au ajuns la Jocuri, sunt realiști și se bucură de calificare. La următoarea ediție își doresc mai mult. Da, cu 2 ani n-au fost antrenamentele cum trebuia să fie și am fost de la campioană națională, am căzut mai jos și nu mi-am revenit așa de repede cât credeam că revin și sper acum în anul următor să ajung înapoi unde trebuia să fiu, ca doar acum mă simt mult mai bine și știu că pot și pentru Olimpiada din 2022, unde iar o să particip pentru România, știu că sigur o să fiu în primii 5. Dacă ar fi rămas în România, visul s-ar fi frânt. La noi nu există niciun patinoar de viteză, iar federația este suspendată. Din păcate nu sunt patinoare în România și sunt cluburi, am prieteni care fac patinaj viteză, numai că trebuie să, și ei trebuie să locuiască în Germania sau altundeva. Dacă nu era pentru mama mea care ne-a luat și ne-a mutat în Canada când aveam eu 10 ani, ea a făcut patinaj viteză, nu cred că aș fi unde aș fi acum, dacă n-ar fi pentru ea, așa că mersi, mami. Da, nu sunt facilități și nu sunt patinoare, dar cred că se poate, dar trebuie să te muți undeva. România pentru ei se simte diferit. Alexandra o rezumă la familie și prieteni, iar Plannert la onoarea de a sta în premieră în satul olimpic. Respectul însă pentru țara noastră l-a făcut să lăcrimeze. It's an honor. It's an honor. Yeah. Este o onoare foarte mare pentru mine să pot să reprezint țara de unde vin și unde m-am născut, la Sibiu, și mă bucur că sunt singura română la patinaj viteză și abia aștept să arăt la toată lumea ce pot să fac. Mă susțin toți și simt iubirea din România și de la toți prietenii de acasă. Mesajul lor pentru toți cei care o vor privi la televizor pe 18 februarie este încărcat de emoție. Aș vrea să fiu în primii 25. Ideal, mi-ar place să fiu în primii 10, dar știu că anul ăsta n-aș putea să ajung acolo, dar știu că în viitor, sigur, primii 10 sau mai bine. Dar sigur că în primii 25, chiar și poate în primii 20, că știu că pot. Dacă vedem ce pot să fac. Alexandra face reclame la Vancouver și a scris o carte de bucate după rețetele adunate de bunicul său din Sibiu. A tradus-o și speră să o vândă bine. Îi place să gătească românește și duce dorul bunicilor. După Jocuri pleacă în Noua Zeelandă pentru a filma o reclamă la bere. Este cu rețete din 1899 și mai târziu de la bunica mea. Și le-am luat și le-am transferat și le-am făcut în rețete mai moderne și o să le public după Olimpiada.